Avem parte de o invitată care știe să facă legătură covalentă polară, dacă pot să zic așa, între poezie și pictură. Da, eu aș vorbea acum de artă. Probabil atunci când facem referire la artă, ne gândim la nebunie, talent, muncă, dedicare și, desigur, e nevoie ca... Să mai repet încă o dată, de multă, multă, dar foarte multă nebunie. Oricum, în această dimineață vorbim și de pictură, vorbim și de poezie. Așa este, pentru că invitata noastră, Galina Vieru, știe cum să aducă farmec în viața noastră prin tot ceea ce creează. Bună dimineața. Bună și dimineața. Bine ai venit! Bună dimineața, bine v-am găsit! Eu am zis din capul locului, chiar de la începutul ediției, că o să te întreb exact ca în poveste. Ce a apărut mai întâi, oul sau găina? La tine ce a apărut mai întâi, pictura sau versurile? Cred că pictura, deoarece... Totuși, înainte de a învăța a vorbi, orice copil face câte o operă de artă. Așa la începutul e. Vieții sale. Și Pereții au fost prima expoziția mea, Pereții Casei, Dragul. Al doilea Louvre. Da. Toate cărțile surorilor. Deci am avut o casă mare unde aveam posibilitatea să-mi manifest creativitatea. După ce am început a cirepi, probabil încet, încet au curs și primele naive versuri. Etalarea talentului în propria casă, cum a fost la început, vorbind de pictură acum, dacă ai face tu o analiză, o referire la anii copilăriei, dacă acum te-ai întâlnit și ai zice, ai fi profesoarea ta, ce părere ai? M-aș încuraja, în primul rând, pentru că foarte mult contează să încurajezi un talent și am avut noroc de părinți care întotdeauna au crescut în mine ceea ce au descoperit la început și... Au avut grijă să am câmp de lucru întotdeauna. Tatăl meu îmi dăruia niște foi mari de A1 pentru a avea loc de desenat, de pictat. El avea grijă de pereții casei. Da, avem și picturi, apropo, în imagine, pentru cei care ne urmăresc. Că avem o iarnă. Așa ar trebui să arate o iarnă. Cum ar trebui să arate o iarnă, da. Poate am uitat, dar așa arată iarna. Iarna din mahalaua mea este casa vecinilor mei din sat. Deci cumva te inspiră locul de baștină. Tu nu desenezi doar ceea ce îți imaginezi tu. Te inspiră și viața de zi cu zi. Desigur, noi toți ne inspirăm din ceea ce vedem și creația fiecărui artist reiese din ceea ce l-a format ca om. Și ar fi păcat ca locul de baștină, locul care te-a format, te-a plămădit, te-a copt, te-a crescut, să nu-ți servească sursă de inspirație. Și cel mai mult mă bucură bucuria oamenilor din sat când văd aceste lucrări, când îmi scriu, când rămân fascinați, când rămân impresionați de satul nostru și îl văd cumva din alt aspect, din alt unghi. Satul nostru fiind care? Puțin Tei. Așa, ca să salutăm pe toată lumea de acolo. Bună dimineața! Uite așa, totuși eu aș vrea să știu care sunt trăirile tale personale atunci când pictezi și care sunt cele pe care le trăiești atunci când scrii? Pentru că eu îmi imaginez trebuie să fie diferită senzația și trăirea ta personală. Da, sunt diferite, nu pot să spun complet diferite, dar sunt două stări care se deosebesc prin, probabil nu prin intensitatea lor, dar prin aspectul lor cromatic, dacă vorbim de pictură. Deci toamna, nostalgia, ploaia, mersul de sculți prin ploaie sau o plimbare prin ceață, dorul, deseori te duc spre poezie. Pe când soarele, contrastul de umbră, lumină, pastozitatea culorilor, intensitatea a ceea ce vedem în jur, te împing așa mânuța umblă ca să vrei să pictezi. Da, ai avut momente în care, nu știu, pictai, lucrai la ceva și tot în momentul ăla ai lăsat totul și ai început să scrii sau invers? Au fost și mă învinuiam că nu știu ce vreau până am înțeles că eu le vreau pe ambele și Dumnezeu așa a hotărât ca să pot și scrie și picta. Eu cred că se îmbină cu succes ambele genuri ale artei și mă consider o fericită că mă pot exprima și prin cuvânt și prin culoare. Noi trebuie să recunoaștem că versurile Galinei de fapt îți oferă cumva un tablou cromatic, adică doar lecturând acele versuri deja îți imaginezi, vezi natura, vezi ce se întâmplă acolo. Asta înseamnă sinceritate, probabil e nevoie de tare multă dibăcie ca să poți jongla cu niște cuvinte astfel încât să transpui cititorul în lumea aia. Cât de des se întâmplă, apropo, ca să exprimi pictura prin vers? Să ai o pictură și hai să o descriu prin versuri. Deci, ca artist, niciodată nu mi-am propus ca să
descriu una din lucrările mele prin vers. De cele mai multe ori aceste stări coincid și atunci când, de exemplu, mă inspiră un peisaj în care am trăit, în care am alergat cândva, un soare sub care am crescut, aceste stări vin simultan. E natural cumva. Vin în același timp, natural, și în cele mai dese cazuri nu mă strădui ca să scriu. Deci curge, e un izvor care curge. De unde? Nu știu, probabil de sus, dar mulțumesc pentru faptul că simt asta în mine și mă simt fericită să pot vedea mai apoi rânduri scrise care uneori nici nu conștiințez că tu le poți scrie. Da, apropo de picturi, pentru că din ce am văzut noi astăzi, sau din pozele cel puțin care noi le avem, pentru că sunt sigur că sunt diverse de tot felul, foarte multe peisaje cu iarnă. Din păcate, anul ăsta inspirația probabil nu a prea fost ca să fie o pictură cu iarnă. Nu știu dacă influențează lucrul ăsta. Asta doream să te întreb. Și din punct de vedere a picturii și din punct de vedere a poeziei, schimbarea asta a temperaturii, poate mult prea cald, te influențează sau nu? Ba da, foarte mult. Deci, probabil eu, ca și mulți alții, trăiesc o primăvară dublă din toamnă. Acum aștept mai repede să vină vara deja. Am pictat iarna cu amintirile iernilor trecute, cu intensitatea ceea ce a fost. Am gustat din primii fulgi de zăpadă, care au fost, de fapt, și unici în Chișinău, iarna aceasta. Și mi-au hrănit fanteziile mele anii care au fost până acum. De fapt, ai și o poezie primăvara, din câte eu știu. Deci, sunt multe la această temă. Una dintre ele am adus-o azi să-i dăm citire. Pentru că, cu adevărat, e primăvara afară. Cântă păsările, înfloresc florile, totul se trezește la viață. Și avem și o pictură pe subiectul ăsta. Și avem și o poezie. Și avem și o poezie. Da. Așa. Cumva, primăvara inspiră. Deci, avem poezia primăvară. Da. Da? Hai să o citim. Și aici este casa părintească. Acea primăvară. Aștia sunt pereții. Super. Acolo a fost primul, a fost primul tablou. Ăsta e primul tablou. Primul vernisaj, da. Aici a fost și în exterior și în interior. Ce frumos. Cu de toate. Deci cumva emoțiile se transcriu și în imagine. Da, Daniela, hai tu să o faci. Eu să o fac. O să citesc eu primăvara. Tu aduci primăvara. Eu aduc primăvara. Pune și tu pe fundal imaginea. Da. Hai să punem imaginea pe fundal, să audă doar vocea Danielei, să fie toată imaginea. Hai să fie tot ecranul, toată imaginea și Daniela să se audă doar. Deci primăvara. Pomii se îmbracă, pământul se ascunde. Sub verde iarbă, sub galben flori, aerul cântă cu strune de arome. Cântă și ploaia vărsată de nori. Păsări veghează frumosul de afară, viile plâng fericite că-s vii. Grâul se înalță spre ceruri, iar glia culege raze și strope argintii. Freamătă vântul și aleargă prin codri, gonit de fluturi, de dealuri, de văi. Omul își seamănă în braț de semințe, iar în iubire urmașii săi. Noaptea-i mai scurtă, ziua mai mare, luna e mai plină, soarele-i cald, în primăvară răsare și dorul, asemeni ierbii crescute în asfalt. Ce drăguț! Eu vreau în această primăvară! Vreau și eu să trăiesc acele emoții. Ziceam eu că sinceritatea cumva îți caracterizează versurile. Tu scrii ce-ți vine sau mai meditezi asupra rimelor, le mai cizelezi, le șlefuiești? Deci, gândul de a scrie, de a picta, întotdeauna trebuie pieptănat, trebuie trecut prin sita interiorului și trebuie să poți să aranjezi acele cuvinte, să găsești rima potrivită, să găsești lungimea sunetelor și mai multe chestii care fac ca o poezie să fie armonioasă, pentru că cel mai mult în artă contează armonia și atunci când doar câteva cuvinte te pot trimite undeva sau îți pot îmbrăca pe tine o stare sufletească, ăsta deja este un rezultat. Da, asta zic eu, colaborare între domenii artistice. Da, pentru că până la urmă lumea zice că e complicat să fii într-un domeniu artistic, să încerci să faci ceva din diverse motive, chiar dacă e talent, tu reușești să combini două. Nu ți-ai pus la un moment dat un semn de întrebare, pentru că tu ziceai că aveai o luptă, gen, ce vreau să fac? Nu ți-ai pus un semn de întrebare, gen, vreau să ofer mai mult timp pentru pictură sau vreau să ofer mai mult timp pentru... Pentru că poezia e atunci când vine, când îți vine muza. Și pictura la fel. Și atunci, ce fac muzele astea două dacă sunt ambele la ușă?
Fac ambuteiaje. Deci am două mâini, pot jungla cu ambele. Eu mi-am și imaginat cumva așa. Noi îți mulțumim tare frumos. E o deosebită plăcere de fiecare dată să discutăm cu tine și te mai așteptăm. Mulțumesc, mulțumesc. O primăvară plină de flori să aveți. Mulțumim foarte mult. Mult succes în continuare, cât mai multă inspirație.